Lună de lună, primăria Râmnicu Sărat trimite somații cetățenilor care înregistrează datorii vechi de câțiva ani. Chiar și așa, puțini restanțieri vin să-și plătească restanțele. În această situație, angajații Serviciului de Taxe și Impozite continuă demersurile pentru recuperarea restanțelor. Aceștia impun popriri pe salariile, pensiile sau conturile bancare ale acestora. În fiecare zi, practic, sunt întoarse către primărie sumele care sunt datorate de către cetățeni sub diverse forme, adică propriri, executări și alte măsuri coercitive. Cei care au popriri pe salarii și pensii încasează venituri diminuate cu o treime, bani ce ajung în bugetul local. Autoritățile spun că oamenii ar trebui să vină de bunăvoie să-și achite datoriile pentru a nu ajunge în situația în care să fie executat silit. Legea ne obligă să facem lucrul acesta, nu neapărat că primăria ar face astăzi, eu știu, excese sau alte forme de responsabilizare. Chiar dacă numărul de popriri este mai mare comparativ cu anul trecut, sumele încasate la bugetul primăriei Râmnicu Sărat nu sunt prea mari, deoarece mulți datornici au salarii și pensii mici.